Putin s-a născut în 1952 în orașul Leningrad din URSS, devenit acum Sankt Petersburg din Rusia. A slujit timp de 15 ani în KGB, Serviciul Sovietic de Securitate din timpul Războiului Rece. În 1983 se căsătorește cu o însoțitoare de zbor pe nume Ludmila, cu care a avut două fiice, Maria și Caterina. Putin a divorțat în 2013. La Moscova se vorbește că ar mai avea un copil cu fosta campioană rusă la gimnastică Alina Kabaeva. În ultimele două decenii, Putin și-a consolidat controlul asupra puterii transformând instanțele, mass media și alte instituții de guvernare ale Rusiei pentru a servi capriciile unei singure persoane, el însuși. A crescut bugetul armatei an de an, a interzis sau închis politicieni și jurnaliști și a eliminat fizic opozanții. A schimbat Constituția Rusiei pentru a putea rămâne la putere cel puțin până în 2036. În 1985, KGB l-a trimis la Dresda, în estul Germaniei, unde a trăit sub acoperire având numele Adamov. În aparență, Putin era tipul căruia îi plăcea să socializeze cu nemții spre deosebire de alți agenți KGB și respecta regulile de disciplină ale țării. Nu s-a făcut remarcat pentru activitatea sa, iar în 1990 a fost retras în țară. I s-a oferit o poziție la Universitatea de Stat din Leningrad, unde avea printre sarcini supravegherea corpului studențesc și atragerea de recruți pentru FSB, succesoarea KGB. La Universitatea din Sankt Petersburg s-a reîntâlnit cu fostul său profesor Anatol Sobchak, acum primar al orașului. Sobchak l-a adus în primărie, unde i-a dat în sarcină Comitetul pentru Relații Externe. În timpul mandatului său, orașul a excelat la investiții străine în infrastructură și în servicii. Putin a obținut porecla Cardinalul Gri, ca răspuns la influența sa din culisele investițiilor străine. A fost investigat la începutul anilor 90 sub acuzația de favoritism în ceea ce privește câștigarea licențelor de import și export, însă cazul a fost abandonat din cauza lipsei de probe. Anchetat pentru corupție, Putin rămâne totuși în funcție loial lui Sobchak și își creează o rețea de apropiați care mai târziu vor deveni figuri de prim rang în Rusia. Printre ei se numără Dmitri Medvedev, cel care i-a ținut cald scaunul de președinte lui Putin, și Alexei Miller, șeful Gazprom. În 1996, când Sobchak a pierdut fotoliul de primar, lui Putin i s-a oferit un loc în primărie alături de învingător, însă a refuzat din loialitate față de profesorul său. Anul următor a fost ales pentru a face parte din cercul de apropiați ai președintelui Boris Yeltsin în administrația de la Kremlin. Văzut drept un executant loial și neimplicat în lupta dintre oligarhi pentru influența politică, Putin urca constant treptele puterii și în 1998 e numit șeful FSB. În 1999, în plină criză politică, Boris Yeltsin, tot mai slăbit de boală, îl numește pe Putin premier. În august 1999, după ce a schimbat 5 prim-ministri în 17 luni, Boris Yeltsin îl numește premier pe Vladimir Putin. În decembrie 1999 au loc alegeri parlamentare în Rusia. Partidul Unit al lui Putin, format cu doar 3 luni înainte, obține locul 2, la foarte mică distanță de comuniști. În ajunul anului nou, Boris Yeltsin, pe neașteptate, a decis să renunțe la funcția de președinte, numindu-l pe Vladimir Putin succesorul său. Data alegerilor prezidențiale s-a mutat în martie. Motivul pentru care l-a preferat pe Vladimir Putin ca viitor președinte al Rusiei a fost reprezentat de promisiunea acestuia făcută lui Boris Yeltsin de a stopa orice anchete ce ar fi putut viza familia sa sau legate de activitatea sa în fruntea statului. Într-adevăr, primul lucru pe care Putin l-a făcut a fost să-i asigure imunitate pe viață fostului președinte rus, decretul pretinzând și locuință, salariu și multe alte beneficii pentru Yeltsin și familia lui. Putin și-a construit rapid o imagine de om al acțiunii, de dur, care nu accepta ca maica Rusie să-și piardă teritoriile, avuțiile și puterea. A instrumentat rapid un nou război în Cecenia, iar popularitatea sa a explodat. În martie 2000, după demisia lui Yeltsin, Putin a câștigat detașat alegerile prezidențiale din primul tur. Rusia avea din nou la conducere un dur, un adevărat braț de fier. Exact ceea ce Yeltsin încetase să mai fie în ultimul său mandat. Primele măsuri luate de Putin ca președinte au fost vânarea și ostracizarea unor oligarhi care acumulaseră averi uriașe în urma privatizărilor. A urmat vasi-naționalizarea televiziunilor independente, dar și introducerea unor reforme fiscale. Între timp, un ajutor nesperat venea pentru Rusia din exterior.
Prețul la petrol și gaze creștea constant, aducând astfel sume tot mai mari la bugetul altfel secătuit. Nivelul de trai creștea în Rusia, deși economia țării era la fel de nereformată și neperformantă ca în mandatul lui Yeltsin. Pe baza sumelor provenite din exportul de materie primă, Putin a inițiat o serie de măsuri sociale pentru păturile cele mai sărace. Combinată cu măsuri simbolice precum întoarcerea la imnul oficial din perioada URSS, vezi și solicitări simbolice la adresa unor foste state satelit precum România, unde statuia soldatului sovietic e motiv de discordie, și cu o politică externă tot mai vocală la adresa SUA și NATO, creșterea nivelului de trai a asigurat lui Putin o realegere facilă. În martie 2004 a câștigat din primul tur cu 71%. Al doilea său mandat a întărit liniile de forță. În septembrie 2004, Putin a avizat o intervenție în forță asupra unui obiectiv civil în care militanții ceceni luaseră ostatici. Era vorba despre o școală din Beslan, iar intervenția forțelor de securitate a dus la uciderea a peste 330 de ostatici, din care peste 180 copii. Totul în numele menținerii ordinii în țară. A urmat rocada la putere cu Dmitri Medvedev, fostul său subordonat din primăria Sankt Petersburg. Putin a devenit premier, nu înainte de a-și transfera mai multe prerogative. În august 2008, la nici jumătate de an de la preluarea postului de premier, Vladimir Putin a organizat războiul contra Georgiei. Occidentul l-a acuzat la unison de provocarea conflictului armat care a îngenunchiat Tbilisi. La finalul anului 2011, Putin și Medvedev au recunoscut că au orchestrat rocada ce urma să-l readucă pe Putin președinte în 2012, iar Putin a spus una dintre frazele care îi reflecta gândirea politică. Destrămarea URSS este marea catastrofă geopolitică a secolului 20. Pe de altă parte, în primul discurs în calitate de președinte în funcție al Rusiei, Putin promitea libertate de exprimare, libertatea conștiinței, libertatea presei, dreptul la proprietatea privată. Acestea sunt principiile de bază ale unei societăți civilizate, principii ce trebuie protejate, adăuga fostul ofițer KGB. Cum s-a concretizat acest discurs? Putin a fost reales din nou și din nou și a făcut referendum pentru a obține dreptul de a fi președinte pe viață. Potrivit unor surse, Vladimir Putin ar putea avea 40 de miliarde de dolari în active sau chiar 70 de miliarde de dolari.